Ne ajută Dumnezeu să fim plini de iubirea și de dragostea Lui. Doamne, ajută-ne la aceasta. Dragii mei, în această seară cu ajutorul lui Dumnezeu vrem să continuăm în seminarul nostru, închinarea plăcută lui Dumnezeu. Rog să afișăm și slide-ul, mulțumesc foarte mult. Vrem să continuăm să discutăm despre acest seminar care deja l-am început. Dacă Domnul ajută, suntem aproape de încheierea lui, mai avem două sesiuni după aceasta care este a patra și vrem apoi să concluzionăm despre ceea ce înseamnă închinarea înaintea lui Dumnezeu. Am discutat deja de la început despre acest seminar privind la Evrei 12 cu 28 la 29, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitor și aici este tema să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Dragii mei, observăm că închinarea nu este de sine stătătoare, doar o acțiune care este necesar să fie făcută, ci ea trebuie să făcută în parametri în care Dumnezeu a rânduit-o, anume o închinare plăcută lui Dumnezeu. Și în ziua de astăzi, a patrulea lecțiune din seminarul nostru, manifestări ciudate în închinare. Vom reveni asupra ceea ce am discutat până aici, dar acum la început vorbim doar despre acest aspect al închinării. Subiectul acesta devine tot mai controversat în zilele noastre, deoarece unii zic în ce fel, în ce stil, cu ce fel de instrumente, cum ar trebui să fie închinarea cu adevărat plăcută lui Dumnezeu. Și diavolul a reușit să redirecționeze închinarea noastră, dar să ne convingă totuși că noi ne închinăm lui Dumnezeu. Domnul Iisus spunea în Marcu, capitolul 7, cu versetul 9, așa de minunat, așa de frumos ați desfințat porunca lui Dumnezeu în favoarea datinii voastre. Observați că este foarte posibil, cum zicea Domnul Iisus, frumos să desfințăm ceea ce vrea Dumnezeu. Și în capitolul închinare a reușit diavolul în era noastră modernă să desfințeze așa foarte atent ceea ce înseamnă închinarea plăcută lui Dumnezeu și să o redirecționeze înspre altă direcție, dar în același timp să ne mintă că noi totuși ne închinăm lui Dumnezeu. Aș vrea să spun că nu orice fel de închinare este o închinare plăcută lui Dumnezeu. Îngăduiți-mi să vă dau un exemplu practic. David Wilkinson scria în anul 1987, în august 4, această predică în care avusese eu o experiență care o mărturisea dumnealui. A venit un tânăr la el în birou, la biserică, și a plâns înaintea Domnului, spunând viața care a avut-o, felul în care Dumnezeu l-a scăpat din imoralități, din căderi, din multe altele, și prezenta o piozitate extraordinară. David Wilkinson a rămas foarte impresionat de acest tânăr care, în aparență, nu avea ce să-i bagi de vină. Mai mult, acest tânăr spunea cu multă durere cum el s-a angajat să-L slujească pe Dumnezeu și să cheme tineri la Dumnezeu și ei fac aceasta prin cântarea muzicii rock. David Wilkinson până aici a fost un om care mult a combătut această practică, muzica aceasta modernă, atât rock cât heavy metal, cât alte variante acestei muzici, și spunea că nu sunt metode corecte prin a lăuda pe Dumnezeu. Dar acest tânăr, impresionant de altfel, a reușit să-l convingă să vină la un concert creștin care ei îl organizau. Aproximativ 3.000 de tineri aveau să urmărească acest concert. Și David Wilkinson, privind la el, la felul în care a plâns înaintea Domnului, zicea, am fost foarte mișcat și mi-am pus multe semne întrebări dacă atitudinea mea a fost una corectă vis-a-vis de aceste stiluri de închinare. Am acceptat să mă duc la acest concert, zicea dumnealui, ajungând acolo, tânărul a intrat pe stage din nou în fața 3.000 de tineri și cu multă durere și-a exprimat din nou mărturia lui, cum Dumnezeu a lucrat, cum l-a schimbat, cum a făcut. Eram așa de prins în inima, zicea David, și mă gândeam dacă totuși poate am judecat eu prea aspru, poate n-am fost eu corect intenționat când am vorbit despre această lucrare și mă căiam eu înainte lui Dumnezeu, poate eu am greșit felul în care m-a abordat subiectul. Dar la un moment dat, zicea el, acest tânăr a strigat la microfon, haideți să strigăm, să crape cerul. Și a început deodată o muzică foarte puternică, tobe la maxim, fum pe stage, se vedeau niște imagini pur și simplu înfiorătoare. Cântarea care aveau acum să o cânte se numea Să crape cerul. Și au început ei să zbiere la microfon pe stage, deodată toată audiența a început să zbiere, să țipe, să sară în sus și în jos și David zicea, am simțit în inima mea așa o durere, așa de cuprins, de groază am fost,
privind înspre stage, îmbulzit de cei care erau în jurul lui, a căzut, s-a ridicat înapoi și zicea el, prin Duhul am început să văd o vedenie, cum niște capete de diavol se vedeau cum ieșeau din fumul acela pe stage pe unde ei cântau. Am început să strig cu multă putere, Icabod, s-a dus slava lui Dumnezeu și căutam să-mi fac avânt să ajung în față pe stage, dar nu puteam, erau prea mulți tineri. În acea mulzială ce am plecat de acolo, atât de întristat, atât de lovit în inima mea văzând cum în spatele acestei în aparențe închinări înainte lui Dumnezeu era de fapt o lucrare malefică. Dragii mei, închinarea plăcută lui Dumnezeu, fiindcă am primit o împărăție, noi suntem chemați să fim copii ai lui Dumnezeu și această împărăție este veșnică, nu este temporară. Ea nu are obârșie aici pe pământ, ea este din cer de la Dumnezeu, să ne arătăm mulțumitor înaintea Lui și din cauza că El ne-a mișcat inimile, din cauza că ne-a cercetat, din cauza că ne-a mântuit, mulțumirea noastră se răsfrânge în fața Lui Dumnezeu prin a aduce astfel Lui Dumnezeu o închinare plăcută, dar plăcută cui, dragii mei? Plăcută Lui Dumnezeu și după un standard cu frică, și sfială. Acesta este tema seminarului nostru. Până aici am observat în sesiunea numărul 1 de ce ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Ne-am închinat pentru că Dumnezeu ne-a dat o poruncă să ne închinăm, pentru că este natura sa care cere închinare, pentru că are o putere de conservare extraordinară, pentru că Dumnezeu are o putere creatoare, pentru că Dumnezeu are un plan mântuitor și pentru că Dumnezeu are experiențe care ne ajută să le trăim împreună cu El. Și aceste lucruri ne fac să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. În a doua sesiune am vorbit despre ce se întâmplă când oamenii schimbă închinarea. Oamenii schimbă timpul închinării, conținutul închinării, esența închinării, iar mai apoi schimbă și, desigur, efectul închinării. Că în a treia sesiune să vorbim despre ce se întâmplă cu privire la cântarea cea nouă. Care este cântarea cea nouă? Tipologia cântării noi, sursa cântării noi, scopul cântării noi și apoi din nou efectul cântării noi. Observând că nu este doar a copia o cântare de la Hillsong sau de altundeva, ci cântarea nouă are de-a face cu experiențe reale cu Dumnezeu. Cel mai important aspect al acestui seminar, dragii mei, este închinarea plăcută. Observăm aici sublinierea lui Dumnezeu. Pentru El trebuie să fie plăcută, nu pentru noi. De aceea, în această seară, ne întoarcem la a patra sesiune, manifestări ciudate în închinare. Ceea ce lumea a căutat să implementeze și chiar să imite, biserica a avut de multă vreme, anume multiculturalismul. În Apocalipsa 7:9 ni se spune că erau o gloată mare, compusă din neamuri, din orice limbă, din orice neam, din orice popor, din orice seminție. Erau mai multe persoane de oriunde și aceste persoane multe erau Biserica lui Dumnezeu mântuită prin Iisus Hristos Domnul. Desigur, acest multiculturalism, care înseamnă coexistența mai multor culturi diferite într-o societate, a ajuns să fie implementată în Biserica lui Dumnezeu. Canada a fost numită vasul de topire, adică locul în care pui mai multe alimente și devin unul singur. The melting pot, cum se zice în limba engleză. Și în sensul acesta a spus, uite că în Canada putem să venim din toate națiile și să conviețuim împreună. În schimb, dragii mei, cu adevărat, singurul loc unde toate pot să existe împreună într-un mod desăvârșit este în Biserica lui Dumnezeu. Locul unde orice naționalitate are loc. Până să încerce lumea să amestece oamenilor, amestecarea oamenilor, biserica deja avea unitate compunând mai multe persoane din orice limbă, popoare, națiuni, pentru că asta însemna Biserica lui Dumnezeu. Așa de frumos era acel exemplu care îl spunea fratele Cherecheș în cartea dumnealui, când la un moment dat, fiind în armată, a vrut foarte mult să meargă la Paști și el să fie împreună cu frații la rugăciune. La care comandantul îi spune, măi, Cherecheș, tu tot vrei cu pocăiții ăștia tăi, ce e așa de mult la pocăiții tăi? Tu oriunde te duci în lumea asta, ai pocăiții tăi, ce e cu pocăiții tăi? La care el spune, e adevărat, domnule comandant, eu dacă mă duc oriunde în lumea aceasta, am pocăiți ai mei la care dacă mă duc, mă primesc acasă, mă cazează, îmi dau mâncare și mă țin cu drag la ei, chiar dacă nu-i cunosc. Dar voi cu tovarii și voștri comuniști,
Oriunde ați merge în lumea aceasta, tot la mătușa în care veți dormi, că nimeni nu vă ia acasă. E bine, dragii mei, frumusețea bisericii este că, măcar că nu ne cunoaștem poate personal, dacă merge altundeva în casele fraților noștri, întotdeauna este loc ca să fim și noi împreună. Dacă vin frați de-ai noștri în casele noastre, întotdeauna este loc pentru copiii lui Dumnezeu. Acest aspect, dacă vreți, multicultural, din orice limbă, neam și norod, ne putem uni sub această egidă a Domnului Iisus Hristos. În schimb, frumusețea acestei familii deosebite este totodată și o provocare masivă pentru biserică, deoarece suntem foarte diferiți unii de alții. Când biserica per total se întâlnește, pot apărea divergențe din cauza diferențelor culturale dintre noi. Măcar că noi transcedem orice barieră culturală iubindu-ne unii pe alții, realizăm că aspectele culturale pot crea anumite divergențe între noi. În Galateni, în capitolul 2, ni se spune despre Apostolul Petru, care fiind în casa lui Corneliu, a mâncat împreună cu neamurile. Mai apoi, când au venit alți frați de la Iacov ca să-l vadă, s-a ferit să mănânce cu ei din cauza fraților iudei. Deci, acest aspect cultural care aveau ei, că n-aveau voie să mănânce împreună cu neamurile, Petru l-a simțit pe pielea lui și simțit-o sunt stânjenit, n-a mâncat împreună cu neamurile. Până aici, desigur, mânca împreună cu ei. Aspectele culturale au capacitatea să ducă la anumite divergențe între noi. Observați-o la noi la români. Suntem din mai multe zone din România, din Banat, din Ardeal, din Moldova, din Sud, din Nord, de unde vreți dumneavoastră, și aceste diferențe pot fi destul de interesante încât unii să zică, măi, să știi că nu chiar merge așa la noi. Eu am crescut că nu se mănâncă supa cu pâine. Oricât de bună a fi supa cu teiței, se mănâncă supă cu teiței, nu se mănâncă cu pâine. Alții au crescut mâncând-o întotdeauna cu pâine. Sunt diferențe între noi, superficial, desigur. Dar când vorbim la capitolul închinare, biserică, pot apărea diferențe între noi și mai mult ca, desigur, la capitolul multicultural care noi îl vorbim per total în lumea aceasta. Desigur, când vorbim despre închinare, pot apărea foarte multe practici care vor varia de la cultură la cultură. Și aici, în timp ce anumite zone și culturi s-au furișat anumite practici care par ciudate în modul lor de închinare, iar pe noi ne pot tenta din prisma internetului să privim la ele și să le copiem. Privind la faptul că putem să ajungem în oricare colț al lumii în ziua de astăzi prin internet, putem fi cu biserica din Kitchener astăzi, mai apoi vom putea merge la biserica din Chicago, biserica din Arizona, biserica din Moldova, biserica de oriunde vreți dumneavoastră și putem urmări din pretutindeni bisericile lui Dumnezeu pe internet. Și din cauza că avem această accesibilitate, privim la toate bisericile, privim la ce practică ei și uneori vom spune, de ce nu putem practica și noi? Uite cum țopăiesc unii, uite cum cântă unii, uite cum zbiară să fac alții. Noi de ce n-am putea face și noi la fel? Și au apărut întrebări precum, este păcat să bați din palme, să dansăm, să ne clătinăm pe picioare? Că doar uite că cu tare așa face. De ce ar fi o problemă să facem și noi la fel? Nu uitați tematica manifestări ciudate în închinare. Gândul nostru fundamental, dragii mei, pentru discuția aceasta este că închinarea noastră trebuie să fie tot timpul plăcută lui Dumnezeu. Nu contează opiniile oamenilor, dorințele oamenilor, apetiturile oamenilor, ci singurul factor important pentru noi este ca închinarea să fie plăcută lui Dumnezeu. Pavel observă în Galateni 5 cu versetul 16, zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Expresia de a fi cârmuiți de Duhul înseamnă a fi guvernați sau a fi conduși, administrați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Viața creștinului în întregime trebuie să fie sub emblema Duhului Sfânt, care ne coordonează, ne ghidează, ne învață, ne sfătuiește, ne duce în direcția în care El vrea. Ba mai mult, Domnul Iisus spunea plecând de pe pământ, eu n-am să vă las orfani, ci am să vă trimit un alt mângâietor, alos paracletos, un alt advocat, dacă vreți, un alt mângâietor, un alt călăuzitor care este alt, nu diferit, ci altcineva de aceeași esență cu mine. A plecat Domnul Hristos la cer, fiind la dreapta Tatălui mijlocind pentru noi, dar în noi a turnat persoana Duhului Sfânt, care ne călăuzește, ne învață, ne ghidează zi de zi tot mai mult. Totodată, umblați cârmuiți după Duhul și auziți, nu împliniți poftele firii pământești.
a nu împlini poftele firii, firea își cere întotdeauna satisfacerea poftelor, dorințelor. Natura noastră își dorește tributul prin fire și ne atâță la tot felul de practici care aduce la gratificarea, satisfacerea firii noastre. De aceea, Pavel conclude fundamental, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce doriți. Între Duh și între fire este o ireconciliabilitate. Nu se poate reconcilia, complet ireconciliabil. Nu se poate pune împreună. Și în sensul acesta spunea Pavel, nu puteți face tot ce voiți. Oricât de mult ați vrea să vă asumați anumite practici, nu uitați, nu puteți face tot ce voiți, pentru că în Duhul Sfânt al lui Dumnezeu reșede capacitatea de a fi plăcuți lui Dumnezeu, în firea pământească, pofte și patim care duc la întinare. De aceea, închinarea modernă pretinde ca practica închinării să aducă satisfacție și împlinire închinătorului, nu celuia ce îi se aduce închinare. Experiența închinării trebuie să ne facă pe noi să ne simțim în largul nostru. Mă duc la biserica aceea pentru că aici simt că mă pot închina desăvârșit. Aici mă simt în largul meu, aici mă simt liber, deschis. Observați, de prea multe ori am poziționat închinarea din prisma satisfacerii noastre personale. Prin urmare, unii au început să se închine închinării, dacă vreți, în loc să se închine lui Dumnezeu. Mai important sunt aspectele secundare pentru unii, muzica, lumina, scena, manifestările, decât principalul care înseamnă închinarea să fie plăcută lui Dumnezeu. Un pastor spunea foarte frumos un exemplu pragmatic. Imaginați-vă că angajați un fotograf să vină să facă poze la nuntă și fotograful devine mai preocupat de decor decât de mire și de mireasă. Face poze la fluturaș, la animale, la pomi, la câte cele le vede, dar nu la mire și la mireasă. Ar fi absurd, am spune că e neprofesional, ba chiar am spune că își bate joc de noi. Dacă l-am angajat să facă poză mirelui și miresei, păi ei sunt centrul atenției în pozele acelea, nu mașina și câte vede el pe stradă. De aceea, dragii mei, în centrul atenției închinării bisericii reșede Dumnezeu și numai El, mărit să-i fie numele. Și celelalte lucruri care pot apărea sunt, dacă vreți, aproape secundare, pentru că singurul lucru care contează este Dumnezeu. El e în centrul atenției noastre. Nu putem noi să ne focalizăm pe lucrurile secundare care ar putea, zic unii, face parte din închinarea noastră. Pericolul mare este să ajungem să facem din închinare un idol în sine și atunci să săvârșim un mare păcat. Slava datorată Domnului este dată satisfacției noastre, în spatele poftei firii stă diavolul. În loc să ne închinăm lui Dumnezeu, noi, așa zis în aparență, ne închinăm Domnului prin același timp a ne satisface dorința noastră. De ce te închini așa? Că așa îmi place mie. Și aici apare problema. Dorința de satisfacție personală nu duce la proslăvirea lui Dumnezeu. Accentuăm, dragii mei, închinarea plăcută lui Dumnezeu. A lui este slava, a lui este gloria. El merită cinstea și închinarea și pe el se focalizează întreaga noastră închinare. Așadar, foarte pe scurt, manifestări ciudate în închinare. Ar putea fi multe puse aici, mă opresc doar la 5 aspecte care au apărut tot mai des în anumite biserici și care sunt incorporate în modelul de închinare a unor biserici. Nu facem aici polemică și nu facem dezbatere vis-a-vis de alte biserici, dar vom lua aceste practici foarte pe scurt, nu facem un studiu exhaustiv biblic, ci privind la fiecare, vrem să vedem care este modelul apostolic în dreptul fiecăruia din aceste practici. Apoi să vedem ce ne spune Sfânta Scriptură. Dragii mei, observăm acestea 5, anume dansul, bătutul din palme, beția sau exteriorizarea necontrolată în închinare, căzutul pe spate și steaguri. Felul de închinare a unor persoane care zic așa se închină înainte lui Dumnezeu. Și trist este că unii amăgiți de frumusețea în aparența acestor show-uri vor spune, de ce la noi în biserică nu se poate la fel? De ce la noi în biserică nu este voie să ne închinăm în felul acesta? Haideți să le observăm succint împreună în această seară. În primul rând,
dansul ca metodă de închinare înaintea lui Dumnezeu. Unii vor spune, și în Biblie scrie despre dans, și atunci ar fi normal, dacă vrem să ne exteriorizăm corect, să lăudăm pe Dumnezeu, să-L preamărim pe Dumnezeu, să o facem chiar prin mișcarea trupurilor noastre. 2 Samuel, capitolul 6, cu versetul 16. Pe când chivotul Domnului intra în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră și văzând pe împăratul David, sărind și jucând înaintea Domnului, l-a disprețuit în inima ei. Este versetul de bază folosit de cei care argumentează că noi ar trebui să dansăm înaintea Domnului. Dacă vreți să aveți o închinare cu adevărat explozivă, trebuie să dansezi în fața Domnului. Observați, dragii mei, Domnul nu cuvințează acțiunea lui David, ci doar o relatează, precum Biblia relatează multe alte fapte chiar rușinoase a unor oameni, nu prin a le încuvința, ci a arăta ce au făcut oamenii aceștia. Biblia vorbește despre căderea lui David, păcatul cu Bateșeba și cu Urie Hetitul. Biblia nu le spune ca fiind practici potrivite, ci condamnând practica, le relatează ca noi să învățăm din aceasta. Similar în acest exemplu cu dansul lui David, nu spune Biblia că a făcut bine David, ci că el țopăia și juca zicând înainte lui Dumnezeu. Mical, nevasta sa, l-a disprețuit pentru aceasta. Și David admite un lucru: dacă joaca aceasta mea mă înjosește, am să joc până mă înjosesc de plin înaintea tuturora. Observați, dragii mei, această manifestare n-aducea cinste și laudă, ci mai degrabă în josire. Și unii vor spune, dacă vrem să avem o închinare frumoasă, contemporană și modernă, înseamnă să țopăim înaintea lui Dumnezeu. Și observați, dragii mei, dansul pe linia Sfintelor Scripturii nu are un accept sau o bună reputație, dacă vreți. În experiențele Sfintelor Scripturii, când vorbim despre dans, nu se arată lucruri bune. În Exod 32:6, poporul s-a sculat să joace, să mănânce, să bea în cinstea idolului care l-au făcut. Era o formă de incitare a poftelor. Mai apoi, fata Irodiadei a jucat înainte lui Irod și aceasta a costat capul unui sfânt al lui Dumnezeu. Dacă veți privi la exemple din Sfânta Scriptură despre dans, ele nu sunt pozitive, ci mai degrabă negative. Dansul în era noastră, în special, a ajuns o formă de expresie de sine care este instrumentală la incitarea imoralității. Și mulți folosesc dansul pentru a-și demonstra trupul, ca mai apoi să incite la imoralitate. Dacă vreți, dragii mei, modelul apostolic cu privire la închinare și acest capitol vis-a-vis de dans, ascultați ce spune Sfântul Petru în 1-a sa epistolă, capitolul 4, versetul 1-4. Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi în același fel de gândire, căci Cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru ca în vremea care mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Și acum auziți, ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe și în chefuri și în slujirii dolești neîngăduite. De aceea, simirii ei, că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă bagiocoresc. Dansul, dragii mei, duce la o desfrânare, o metodă de a trage pe cineva prin expunerea și arătarea trupului, prin felul în care se arată mișcările de dans. Dragii mei, în închinarea plăcută lui Dumnezeu, noi nu vorbim despre aprinderea poftelor, ci despre acea inimă schimbată, curățată de păcat, care caută fața Domnului. Să nu uităm, egida noastră este închinarea plăcută lui Dumnezeu, nu nouă. Dumnezeu să ne dea înțelepciune la aceasta. În al doilea rând, dragii mei, am putea vorbi despre bătutul în palme. Unii vor spune, în închinarea noastră ar fi normal să batem din palme, pentru că, dar și Biblia spune aceasta. În Psalmul 47 cu versetul 1, unii citează acest verset pentru a-și argumenta a bătea din palme. Bateți din palme toate popoarele, înălțați lui Dumnezeu strigăte de bucurie. Și unii vor spune, păi, dacă vrei să te închini înaintea lui Dumnezeu, înseamnă să bați din palme, așa aducem slavă lui Dumnezeu. Diferitele forme sub care apare această expresie în Sfânta Scriptură arată o formă de bucurie și, mai bine zis, o atitudine care trebuie să o avem înaintea lui Dumnezeu. De altfel spune, bateți din palme voi munți, voi pomi, voi copaci.
Natura nu bate din palme că nu are palme să bată. Deci există o expresie, o formă în care se exprimă bucuria, atitudinea de bucurie înaintea lui Dumnezeu. Nu se observă un tipar al închinării prin această practică. Și această exteriorizare are scopul de a înălța anumite persoane, dacă vreți, căruia este adresată onoarea. În 2 Împărați 11:12 se spune că la instaurarea unui împărat în slujbă, poporul a bătut în palme spunând, trăiască împăratul. Este o formă de apreciere a celor din jurul nostru. De aceea, în societatea înaltă, mai desigur, când cineva are un discurs, o expresie, un concert, în urmă, oamenii aplaudă, bat în palme ca să ducă cinste celor care au adus performanța înaintea lor. Riscul să ducem la îngânfarea pe cei ce sunt în centrul atenției mai degrabă decât să aducem lauda lui Dumnezeu. Dacă un predicator predică frumos și noi am aplauda împreună, dragii mei, eu vă întreb, oare ce se întâmplă? Primește Dumnezeu închinarea noastră? Sau mai degrabă riscăm să ducem predicatorul la îngânfare? Frații, mă plac pe mine. Dacă cineva cântă foarte frumos, ca mai apoi să înceapă oamenii să bată din palme, eu mă întreb, primește Dumnezeu închinarea? Sau mai degrabă se prea poate ca persoana aceea să spună, fără mine nu mișcă nimeni în biserica aceasta? Observați, dacă vreți să facem o slujbă înainte lui Dumnezeu, v-aș îndemna să ne învățăm să spunem un amin și un aleluia în adunare. Auziți ce se întâmplă în ceruri, dragii mei. Apocalipsa 5:12. Ei ziceau cu glas tare, vretnic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și toate, pe toate făpturile care sunt în cer și pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se afla în locul, aceste locuri, le-am auzit zicând, acelui ce șade pe scaunele domniei și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele 4 făpturi vii ziceau, amin. Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ, s-au închinat înaintea celui ce este viu în vecii vecilor. Puteau bate din palme, că doar sunt în ceruri, să laude pe Dumnezeu. Dar observați, practica aceasta, dragii mei, nu apare în Noul Testament. Practica bătăilor din palme nu este un model biblic, dacă vreți. Și dacă revenim, dragii mei, la ceea ce înseamnă închinarea în Biserica lui Dumnezeu, în Noul Testament, în 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 8, se spune, vreau doar ca bărbații să facă ce cu mâinile lor? Să ridice mâini curate către Dumnezeu. Degeaba bați din palme dacă n-ai o relație bună cu Dumnezeu, ca închinarea să fie primită înaintea Domnului. Mâinile noastre sunt pentru a le pune peste bolnavi, a le pune împreună și a ne ruga înainte lui Dumnezeu. Bătaia din palme nu-și găsește locul în închinarea apostolică înaintea lui Dumnezeu. În al treilea rând, când vorbim despre închinarea modernă, apare acest concept, poate ciudat pentru noi românii, dar este des întâlnit în bisericile carismatice engleze, anume ideea de beție sfântă. În Fapte, în capitolul 2, ni se spune despre ziua de Rusalii, anume în versetul 13. Observăm ce spune 12. Toți erau uimiți și nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plini de must. Și aici unii au zis, păi, dacă oamenii au privit la apostol și au crezut că sunt plini de must, înseamnă că apostolul era într-un fel de euforie ca o beție sfântă. Atunci când vine Duhul Sfânt peste cineva, zic acești practicanți, omul intră ca într-o stare de extaz, de pierdere de control și se manifestă foarte ciudat, cade la pământ, se zvârcolește, face spume la gură, se aruncă și țipă și este ca într-o stare de beție. Și asta înseamnă când vine plinătatea Duhului Sfânt. Asta spun unii oameni, în special din bisericile carismatice americane. Și este o practică des întâlnită în aceste adunări, în care oamenii vor cădea jos, vor râde isteric, vor face lucruri care cu adevărat seamănă foarte necurate, în loc să apară din influența Duhului Sfânt. Privind la aceste manifestări, aici este interpretarea unor oameni. Măcar că pierd din vedere taina acestui verset. Că în Isaia, capitolul 28, Sfânta Scriptură se spune și explicam aceasta acum cu câteva joi în urmă despre această expresie care o găsim profetic în Isaia. În Isaia 28:9, ei zic, pe cine vrea el să învețe înțelepciunea și cui vrea să dea învățătură? Unor copii înțărcați de curând, luați la țâță? Căci da, îndă învățătură peste învățătură, învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puțin aici, puțin acolo. Ei bine,
prin niște oameni cu buze bâlbâitoare și cu vorbirea străină va vorbi poporului acestuia Domnul. Aici era o profeție specifică pentru vremea din urmă când avea să vină Duhul Sfânt. În mod de batjocoră, poporul Israel spunea lui Isaia, tu-ți bați joc de noi, prorociile tale ce crezi că fac? Ne cheamă pe noi la pocăință? Păi tu crezi că pe noi ne poți învăța pocăința? Crezi că noi suntem copii de curând înțărcați, care numai acum ne-am născut? Păi noi de multă vreme îl cunoaștem pe Dumnezeu. Legea lui Moise e în mâinile noastre, n-ai ce ne spune tu nouă. Și știi cum sună în urechile noastre ceea ce spui tu? Această expresie, învățătură, învățătură, poruncă, poruncă, puțin aici, puțin acolo, în limba ebraică sună sher zahav, sher zahav, kav la kav, kav la hav, zer sham, zer sham. Adică era un fel de bâlbâială și ei își băteau joc de Isaia. Isaia, cam așa sunt în urechile noastre, prorociile tale sunt ca o bâlbâială falsă. Și atunci Dumnezeu le spune așa, dacă vă bateți joc de prorociile mele, ei bine, prin niște oameni cu buze bâlbâitoare, ca și cum voi v-ați bătut joc asta-i beție, la fel veți vedea o manifestare care va dovedi că Domnul vorbește către voi și voi v-ați împietrit. Și în ziua de Rusalii, prin buze străine, bâlbâitoare, prin vorbire în alte limbi, Dumnezeu a vorbit către oameni lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, ca să-i întărâte la gelozie și să caute fața Domnului. Nici unde nu se implică ideea de manifestări ciudate, de căderi la pământ și multe altele. Acestea nu erau prezente în viața apostolilor, ci aici ce se observă, acea expresie de buze bâlbâitoare, o limbă străină. Păi, voi ne vorbiți în cuvinte care noi nu le înțelegem. Și aceasta era manifestarea vorbirii în alte limbi. Ce fac unii oameni prin a privi versetul 13 din Fapte 2, sub egida, că aici este o beție sfântă, este o forțare de interpretare care n-are nici un loc biblic. Dacă vreți modelul apostolic, dragii mei, Efeseni 5 cu 18, să nu fiți îmbătați de must, aceasta este desăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Dumnezeu nu vrea nimic din ceea ce înseamnă clătinare pe picioare, ci Dumnezeu vrea stabilitate, plinătatea Duhului Sfânt în inimile, în mințile și în viețile noastre. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Foarte pe scurt, dragii mei, în al patrulea rând, căzutul pe spate. Unii vor spune, păi de multe ori spune că au căzut la pământ înaintea Domnului. Și atunci o practică în închinare, în timp ce se închină oamenii, să cadă pe spate înainte lui Dumnezeu. În aceste cruciade care le fac cruseiți, care le fac Benny Hinn și mulți alții, își învârte haina peste ei și toți cad pe spate și aici sunt zdrobiți, sunt tăiați în Duhul, așa este expresia care eu folosesc. E bine, dragii mei, din nou revenim, nu există niciun suport biblic pentru astfel de practici și în viața apostolică, în manifestarea și lucrarea apostolică, nici unde nu apare o astfel de practică. Dacă vreți o practică apostolică la capitolul a ne proșterne în fața lui Dumnezeu, Apostolul Pavel spunea în Efeseni, capitolul 3, în versetul 14, despre felul în care noi ar trebui să venim înaintea Domnului. Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos. Ne plecăm genunchii înaintea Domnului. Mă miră faptul că oamenii aceștia care cad totdeauna pe spate, pot să cadă de ori de câte ori atinge cineva sau suflă cineva pe ei. Dacă îi pui în genunchi să se roage, îi dor genunchi, îi dor încheieturi, nu se pot ruga. Mă tem, dragii mei, că am ajuns ziua în care mai degrabă ne rugăm pe scaun, ne rugăm întinși, ne rugăm în toate felurile, dar am uitat să ne plecăm genunchi înainte lui Dumnezeu. Știți că într-o zi, orice genunchi va fi plecat înainte lui Dumnezeu și orice limbă va mărturisi că Iisus Hristos este Domnul. Aceste practici, dragii mei, de căderi, de leșini, nu sunt biblice, ci sunt cu adevărat din alt domeniu, care n-au de-a face cu Dumnezeu. Dacă vreți o proștere în fața Domnului, ne plecăm genunchii în fața Celui care merită închinarea și lauda noastră. Și în ultimul rând, o practică iară întâlnită în anumite închinări, steagurile, adică niște materiale care sunt puse în față și vin unii oameni și le iau și le flutură și le dau și dansează cu ele și este un mod de închinare înainte lui Dumnezeu.
Practica aceasta de unde a venit, n-am studiat-o foarte atent ca să mă informez de ce și cum. Desigur, unii vor putea cita din Exod 17:15 că Dumnezeu este steagul meu și este un mod de a veni înainte lui Dumnezeu. Dar revenim, nu există un mod biblic de închinare vis-a-vis de această practică. În închinarea plăcută lui Dumnezeu, desfășurarea unor steaguri sau fluturarea unor steaguri în adunare, n-au de-a face cu închinarea înaintea Domnului. Dacă vreți să vedeți unde este steagul nostru, în Apocalipsa 7:3 se spune că pe fruntea celor ce se mântuiți s-a pus pecetea lui Dumnezeu. Noi nu avem nevoie de steaguri care să fluture, să arate că suntem de o culoare sau alta, ci peste noi este prezent Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. El ghidează viața noastră, ne duce la limanurile bune, El ne pregătește inima pentru închinarea corectă înaintea lui Dumnezeu. Aceste manifestări ciudate în închinarea oamenilor, care în aparență zic că este pentru Dumnezeu, dragii mei, dovedesc că nu au o înțelegere biblică corectă și în modelul apostolic de închinare, aceste practici nu vor fi întâlnite. Revenim. Nu înseamnă că în adunare nu există bucurie când ne închinăm. Ori de câte ori ne rugăm sau cântăm înaintea Domnului, ar trebui inima noastră să fie pătrunsă de realitatea prezenței lui Dumnezeu. Când cântăm o cântare, să ne gândim la ce cântăm. Când facem o rugăciune, să ne gândim profund de ce o rostim, la cine ne închinăm, la cine venim prin rugăciunea noastră. Gândind la aceste lucruri, lăsând pe Duhul Sfânt să ne atingă inima noastră, putem să venim cu adevărat înaintea lui Dumnezeu într-o închinare plăcută Domnului. Astfel de manifestări ciudate, dragii mei, vreau să vă spun că nu au loc în Biserica lui Dumnezeu și ca biserică astfel de practici nu le veți întâlni în adunarea noastră. Noi vrem să avem o închinare cu adevărat plăcută lui Dumnezeu. O închinare care să slăvească pe Domnul și o închinare care să ajungă la tronul de har al lui Dumnezeu, în care Dumnezeu să-și ia slava, să asculte închinarea noastră și apoi din ceruri, prin minuni, Dumnezeu să răspundă bisericii sale. Mă rog din toată inima Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, să ne însuflețească la aceasta și să ne ajute să fim plăcuți lui în toate. Amin.